Bine v-am regăsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul AgroTV. Început anul trecut în București, proiectul Poftim din România se extinde acum în toată țara. Inițiativa aparține cooperativei agricole CapriRom, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și a fost gândit să sporească consumul de produse agroalimentare românești. Este un proiect prin care consumatorii au siguranța că vor găsi alimente de calitate cu trasabilitate controlată care încurajează consumul direct de la ferme pe lanțul scurt. Produsele comercializate se remarcă prin calitatea lor și reflectă tradițiile culinare locale specifice fiecarei zone a țării. Un concept pe care noi ne dorim să-l multiplicăm, să-l mergem în cât mai multe zone ale țării și să facem o prezentare și o selecție a mai multor categorii de producători, pentru că avem de unde, avem cu ce și avem cu cine. Am repetat aceste evenimente, primele au fost în curtea Ministerului Agriculturii și noi am vrut să fie o alternativă de weekend la marile rețele de supermarketuri, o alternativă prin care micii producători pot veni direct în fața consumatorilor să le ofere din fermele proprii produsele pe care le-au procesat în cursul săptămânii. Aceasta este și ideea pentru care noi milităm să multiplicăm acest proiect. Oamenii să muncească în timpul săptămânii, că majoritatea, după cum îi știți și dumneavoastră și îi vedeți acum, sunt afaceri de familie și ei preferă să și le proceseze în cursul săptămânii, iar în weekend să aibă desfacere și venim cu aceste alternative în București și din ce în ce mai mult în țară. Cum sunt selectați toți acești producători? Da, îi selectăm în parteneriat cu direcțiile agricole, pentru că noi suntem cu Ministerul Agriculturii și îi verificăm prin direcțiile agricole să fie fermieri autoctoni cu ferme acasă, eventual cu autorizațiile făcute de către DSV-urile județene și se văd oamenii care sunt de calitate, se văd în timp, pentru că se cer, se văd produsele care sunt din România și noi punem mare accent să fie produse autoctone, pentru că și cum e îndemnul Poftim din România, trebuie să avem produse autoctone de la noi din țară. De unde a pornit acest concept? Da, conceptul, spun sincer, este ideea domnului Ionuț Diaconeasa, împreună cu studenții au găsit acest îndemn pe care eu pe cooperativă l-am preluat. L-am înregistrat ca și marca noastră pe cooperativă și îl promovăm și ne bucurăm că a și prins în România. Avem 6 luni de activitate și deja am crescut. Reușesc până la urmă acești producători să-și desfacă cât mai ușor marfa? Da, da, este o idee pentru mici producători, pentru că, după cum știți, nu putem să intrăm în mari lanțuri de magazine și este o oportunitate pentru ei ca să vină pe marile orașe să-și vândă produsele. Aceste piețe volante, eu zic că este alternativa pentru o piață bună a producătorului român. Ultimul cuvânt îl are consumatorul. Da, consumatorul, pentru că ei degustând chiar și-au făcut prietenii, se sună că noi nu avem târguri pe București sau în alte orașe mai mari, ei își se regăsesc și își cumpără produse de la producătorii autohtoni. A început un trend, să știți, și chiar mulțumim pe această cale consumatorilor pentru că s-au îndreptat către producătorii noștri autohtoni și chiar le recomand ca să-i mai avem, trebuie să-i susținem noi cumpărând produse românești.